Miercuri 25 noiembrie, Muzeul Unirii din Iași a fost gazda unui eveniment din cadrul serilor Doxologia, organizat de editura Doxologia a Arhiepiscopiei Iașilor. Lansarea volumului Convorbiri, Taifasuri, Divanuri, Portrete, de Grigore Ilisei. Acest mod de a reuni confesiuni în pagina unui volum devoalează pe de o parte un meșteșug de preț al jurnalistului de a edifica mizanscena ideală, propice, mărturisirilor în cascadă și mai ales disponibilitatea sinceră a partenerilor de dialog spre dăruire generoasă celorlalți, în ultima instanță cititorului. Jurnalistul își face curaj și abandonează rolul anfitrionului, se poziționează într-o stare de evidentă vulnerabilitate, prin adâncă smerire și nefățarnică deschidere spre aproapele. La eveniment au fost prezenți numeroși oameni de cultură din Iași, reprezentanți ai presei, dar și profesori, precum lector universitar dr. Emanuela Ilie, de la Facultatea de Litere, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, dar și părintele Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Înalt preasfinția sa a transmis prin intermediul părintelui vicar binecuvântarea sa și felicitările pentru apariția acestei cărți, dar și gratitudinea față de autorul Grigore Ilisei pentru modul în care se implică activ în viața bisericii. În lăuntrul acestei cărți se regăsesc figuri stelare ale bisericii ortodoxe și aș aminti pe înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, căruia am luat un interviu la scurt timp după întronizarea sa în scaunul de înalt erarh al Moldovei. L-am intervievat pe profesorul, marea figură a învățământului teologic, profesorul Emilian Popescu, un mare istoric, care a fost unul dintre dascălii Facultății de Teologie Dumitru Stăniloae, abia înființată, dar sunt și alte figuri în această carte, de la arhiepiscopul Casian al Galaților, la preotul Hrehor din Grănicești, poet, grafician și în același timp un om cu vocația slujirii altarului și comunității sale. Și de asemenea n-aș vrea să-l uit, și încheie cartea, pe episcopul vicar de astăzi al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Timotei Prahoveanu, cu care am avut un dialog de la distanță prin intermediul spațiului virtual, în vremea când el se afla ca superior al așezămintelor românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon. Cartea lansată cuprinde în paginile sale numeroase interviuri cu personalități din domeniul culturii sau teologiei, cum ar fi Eugen Barbu, Grigore Vieru, Titus Popovici, Mihai Drăgan, Dumitru Mincu, arhimandritul Timotei a Ioanei sau Alexandru Zub.